Bine. Așa. Și spuneam că în momentele acestea de inspirație reușești să descoperi, să pui la punct ceva, să împingi lucrurile în față. Așa că, din ceea ce v-am spus acum, la sisteme neliniare, remarcăm cele trei clase, una de gradul 1, alta de gradul 2, omogene, același grad peste tot, liniare, simetrice, iar de aici încolo nu mai am nimic de spus. Dacă era de gradul 3 peste tot? Unde, dacă ai fost de gradul și constant, simetrică? Care nu simetrice să fie de grad? Păi, omogen. La omogen de gradul 3, păi împarți, reduci termenul liber, împarți prin x pătrat sau prin y pătrat și ai x pe egal cu t și atunci ai de gradul 3 în t. Dar te duci. Te duci. Numai că îți trebuie să... deci poți să fie de gradul 3 și una și cealaltă, dacă au, dacă egală cu 0 una din ele ești fericit, dacă nu... Da, tot la fel. Este toată. Toată povestea. Mai am o întrebare. Spune-și pe ce și ne oprim, da? Da, da, ultima. Am obosit. E radicala din... Da. Din x minus 4 radical din x minus 4. Deci, 4. 4 radical. Din x minus 4. Așa. Plus, și radical suprapus aici, da? Da, da. Plus... În afară. Da. Radical din x plus 5. Radical din x minus 4. Nu. Nu, x plus 5 minus 6. X plus 5 minus 6 radical din x minus 4. X plus 5 minus 6 radical din x minus 4, da? Egal cu A. A mic. Egal cu A mic. Și A mare, mulțimea celor A real, pentru care ecuația admite două soluții reale și distincte. Notăm cu A mare egal cu mulțimea tuturor x-lor, acelor amici, da? A, pentru care ecuația asta are două soluții reale și distincte. Așa? A, pentru care 1, să notăm cu 1, ecuația asta, da? 1 are două soluții reale și distincte. Adică povestea este cine sunt, ce valori se înlocuiesc aici, încât după ce rezolvi asta, ecuația, asta este o ecuație irațională, da? Să găsim două soluții reale și distincte. E tot la fel se rezolvă, dar cum am făcut noi, nu? Cu metodă grafică sau? Nu, 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 nu. Aici aș nota că radical din x minus 4 cu un t. Deci notez radical din x minus 4 egal cu un t. Și de aici, dacă ridic la pătrat să scot pe x, x va fi egal cu t pătrat. T pătrat plus 4, nu? Da. Și atunci ecuația devine radical din x t pătrat plus 4 t pătrat plus 4 minus 4t, de acord? Da. Plus radical din t pătrat plus 4 plus 5 minus 6t egal cu a. Echivalent t minus 2 radical din t minus 2 totul la pătrat. Da. Plus aici radical din t minus 3 totul la pătrat egal cu a. Da. Și ies în modul, da. Și apare modul din t minus 2 plus modul din t minus 3 egal cu a.
Și acum e de rezolvat ecuația asta în modul și urmează explicitarea. Atenție, trebuia să spun că x mai mare ca x mai mare egal decât 4 din evaluarea extra radicalul ăsta. Asta ce înseamnă? Dacă x mai mare egal decât 4 înseamnă teoric pozitiv, nu? Da, dacă... și 4 la fel. Deci x mai mare ca 4 mă asigură că teo pătrat e pozitiv, teo e pozitiv. Da. Deci notăm și că te e mai mare egal ca 0. Că valoarea radicalului de ordin par e număr pozitiv, da? T mai mare egal decât 0. Și acum când explicităm, tabelul îl facem de la 0 încolo. Deci o să facem un tabel de variații care se însemne așa, teo, de la 0 la plus infinit. Valorile sunt 2 și 3 care îmi dau de lucru. T minus 2 odată. Apoi, I0 la stânga minus, urmă plus. Apoi alta ar fi T minus 3. 0 aici, stânga minus, dreapta plus. Și începem analiza următoare. Pentru T, T care aparține de la 0 până la 2, închis, ecuația devine. Adică ecuația asta de aici. Da. De la 0 la 2 negativ, deci vine minus T plus 2, că se schimbă semnul. Minus T plus 2. Minus T minus, minus T plus 3. Da? Egal cu A. Echivalent, va spune că 5. Minus 2T egal cu A minus 5, nu? Adică T egal cu 5 minus A, totul pe 2. 5 cu T-ul unde era? 0, T-ul între 0 și 2. Deci T-ul cuprins între 0 și 2. Echivalent va spune că aici 0 mai mic egal cu 5 minus A pe 2. Mai mic egal decât 2, da? Da. Am locuit pe 3. Ceea ce ar însemna 0 echivalent, poate spune că 0 mai mic egal decât 5 minus A, mai mic egal decât 4, echivalent cu, duc scad un 5 peste tot și vine minus 5 mai mic egal ca minus A, mai mic egal decât minus 1, mulțesc cu minus 1 și face că 5 mai mare egal decât A, mai mare egal decât 1, adică A cuprins între 1 și 5. Deci, pentru T aparțin la 0 la 2, de parcă aș spune că A aparține lui 1, 5. Deci, asta o traduc echivalent cu A aparține lui 1, 5. Ce înseamnă dacă T-ul este aici? X-ul care va fi? X-ul era egal cu T pătrat plus 4. Deci, ce am să fac eu? T-ul între 0 și 2. Da? T-ul era între 0 și 2. Echivalent va spune că T pătrat e cuprins între 0 și 4. Adunăm un 4 plus 4. Echivalent va spune că 4 mai mic egal cu T pătrat plus 4 mai mic egal decât 8. Adică ăsta este X-ul. Deci, spunem așa, dacă A aparține la 1 la 5,
atunci rezultă că X-ul aparține de unde? De la 4 la 8. 4, 8. Ecuația asta trebuie discutată până la capăt, deci de la 0 până la plus infinit, și apare discuția asta. Și noi ce trebuia să arătăm? Ecuația asta se admite câte soluții? Două soluții reale și distincte. Da? Două și reale și distincte. Ce constatăm? Cad între 1 și 5, îmi oferă X-ul, o singur X între 4 și 8. Schimbarea poziției de la, de la 1 până la 5, o singură soluție. Acolo unde veți găsi două soluții, da? Două soluții, înseamnă că acele valori ale lui A trebuie să le ținem. Că autorul ce a spus? Găsiți A mare, mulțimea tuturor acelor A mic, pentru care ecuația de mai sus admite două soluții reale și distincte. Deci, în clipa în care studiind până la capăt, explicitând ecuația asta cu modul, că de fapt asta avem acum, și constatăm anumite valori ale lui A, pentru care ecuația se admite 2 de X, dar X sunt diferit de X2, acel interval. Cum arată? Păi, ia să vedem în continuare. Cred că apare și situația în care T-ul se reduce. Că aici o avem 2 de T. Da. Cred că aici se reduce T-ul, nu? Și apare... dacă se reduce T-ul, A-ul trebuie să fie... Cât să fie? Ne dă un A. Cât va veni? Iată, între 2 și 3, să luăm concret. Vine T minus 2. Așa. Plus T... Nu, minus T. Plus 3, da? Așa vine. Egal cu A. Adică A egal cu 1. Pentru A egal cu 1, orice T între 2 și 3 este bun. Da. Deci dacă punem A egal cu 1, aici A egal cu 1, atunci orice T de la 2 la 3 este soluție aici. Și înseamnă, dacă orice T este soluție, între 2 și 3, X-ul cât va veni? T pătrat plus 4. X-ul va fi între 4 și 8. Cât vine 4? 8 și 13, cred. Așa, deci... 4 plus 4, 8 și 9 plus 4, 13, nu? Între 8 și 13 sunt 4, deci egal cu 1. Dacă rezolvăm ecuația asta, aici nu leg eu foarte bine acum cum să am două rădăcini distincte, da? Da, asta e. Văd cu o singură soluție de fiecare dată găsesc. Dacă știu pe T, știu o singură soluție, da? Știu pe T, știu pe X. Dar unde sunt 2 de X? Când ecuația asta oferă și 2 de X la rezolvare? Reluăm în seară, sunt obosit. Am și limite biologice, da? Deci nu mai pot. Gata. Ne oprim aici. Ce anume am făcut în seara asta? Diverse, da. Diverse, dar băiatul meu care le urcă e cam nemulțumit de chestia asta, că nu... Sisteme nelinear, măcar asta să zicem, da? Sisteme nelinear. Și aici am făcut omogene, simetrice,
și una de grad întâi, iar a doua, sau, da, a doua de orice grad. Cam asta. Este, iartă-mă că nu mai intru în amănunte, e suficient atât să scrii. Bine, la revedere!